Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou videoclip. Astăzi o să vorbesc în mod special despre propolis și despre tintura de propolis, cum anume se obține ea acasă. Bineînțeles, toată lumea a auzit de propolis și de beneficiile lui. Este vorba despre acel produs obținut de albine din mugurii copacilor, pe care apoi ele îl combină cu secrețiile glandelor salivare și în acest fel obțin acea rășină prețioasă cu care își protejează stupul de dăunători, de bacterii, ciuperci, virusuri. Propolisul este așadar un antibiotic antiviral, antifungic, natural, care din punctul meu de vedere nu ar trebui să lipsească din nicio casă. Se poate folosi atât intern cât și extern, sub formă de tinctură, tintură alcoolică, dar și tintură pe bază de apă. Bineînțeles, persoanele care nu au voie să consume alcool, este de preferat să-l evite și să folosească tinturile pe bază de glicerină, care este o alternativă la preparatele pe bază de alcool. Referitor la rețetele de tincturi pe bază de alcool, când vine vorba de prepararea tinturii de propolis, ei bine, propolisul are nevoie de un alcool mai puternic în comparație cu celelalte, cu plantele sau rădăcinile pe care le dorim să le folosim în extractele noastre. Propolisul are nevoie de un alcool de 96 de grade indicat, cel mai puternic alcool etilic de 96 de grade, astfel încât să se dizolve cât mai mult propolisul. Eu a trebuit să cumpăr alcool, pentru că aici am doar alcool de 40 de grade tărie. Pentru a măsura tăria alcoolului, eu am cumpărat un alcoolmetru, am dat 5 lei, aproape 6 lei și l-am cumpărat din piață. Cam așa arată gradația aici. Practic se pune acest instrument într-un pahar mai înalt cu alcool ca să măsurăm câte grade are. Și unde se oprește, la nivelul la care se oprește, acolo indică gradele tăria alcoolului. Am făcut verificarea de fiecare dată și când am cumpărat această sticlă de 96, am măsurat într-adevăr, s-a oprit, s-a scufundat până aici unde mi-a indicat 96 de grade, deci e cu adevărat notare, are 96 de grade acest alcool, așa cum scrie pe etichetă, iar acesta are 40 de grade, pentru că s-a oprit la nivelul de 40 aici. Iată așadar cum putem măsura gradele la alcool. E bine, având un alcool de 40 de grade tărie, nu puteam să-l folosesc la prepararea tinturii de propolis, pentru că, așa cum am spus, propolisul are nevoie de un alcool mai puternic. Ca și rețetă, depinde de fiecare parte ce vrea să obțină. Dacă vrea să obțină o tintură de propolis mai slăbuță, poate să folosească un procentaj mai slab, de 10%. În general, se folosește un procentaj între 10 și 30% tărie. Asta înseamnă că la 100 de mililitri de alcool de 96 de grade indicat, vom folosi 10 grame de propolis. Propolis care va fi mărunțit, bine, dat prin răzătoare cel mai bine. Dacă nu, se poate pune la congelator. Eu am făcut în două feluri. L-am dat o parte care a fost mai sub formă de bulgări, l-am dat prin răzătoare și o parte care a fost bucățele mai măricele, le-am pus în
cu totul în congelator și le-am pisat. Dar cel mai bine este ca propolisul, dacă este recoltat, dacă este strâns, să fie sub formă de bulgări, nici prea mari, dar nici prea micuți. Și dat apoi când îl folosim să facem tintura, dat prin răzătoarea finuță și vom obține pulberea. Cu cât este mai mărunțit, cu atât este mai bine, pentru că se dizolvă mai rapid și mai bine în alcool. Așadar, spuneam că depinde de fiecare în parte ce vrea să obțină. Dacă vrem să obținem o tintură mai tare, mai concentrată, atunci vom folosi 30 de grame de propolis mărunțit la 100 de mililitri de alcool. Întotdeauna vom măsura la 100 de mililitri și procentul este în funcție de câte grame folosim la acea 100 de mililitri. Dacă vrem o concentrație de 10%, la 100 de mililitri de alcool vom folosi 10 grame de propolis. Dacă vrem o concentrație de 20%, atunci vom folosi 20 de grame de propolis la 100 de mililitri de alcool. Și dacă vrem o concentrație mai puternică, atunci vom folosi 30 de grame de propolis mărunțit la 100 mililitri de alcool. Desigur, se pune problema bine, dar 30 de grame de propolis mărunțit înseamnă un volum foarte mare, iar 100 de mililitri înseamnă un păhărel micuț de alcool. Și atunci cum va acoperi toată masa aceea de propolis o cantitate atât de mică de alcool? Și eu mi-am pus această întrebare și Iulian și-a pus-o, dar n-am dumirit când am făcut rețeta și am constatat faptul că alcoolul dizolvă propolisul și pe măsură ce agităm în fiecare zi, pentru că este important să amestecăm, să agităm în fiecare zi, astfel încât să se dizolve cât mai bine, macerarea va avea loc în timp de indicat ar fi 2 săptămâni să fie lăsat la macerat, după care trebuie strecurat prin sită, prin tifon, prin pânză foarte finuță și depozitat în sticluțe din acelea micuțe închise la culoare. Cantitatea de propolis, spre exemplu, aici, noi am folosit 10 grame, care ca și volum era cât borcanul acesta. 10 grame de propolis mărunțit. Iar la 10 grame, noi am pus 50 de mililitri de alcool, cantitate foarte micuță. Deci, raportul, concentrația, ar însemna că vine 20% ca și concentrație. Deci nici prea slab, nici 10% fiind mai slab, dar nici 30%, undeva la mijloc. În fiecare zi trebuie avut grijă să se agite din când în când, chiar de 2 ori pe zi, 2-3 ori. Cu cât este mai des agitat, cu atât mai bine. Se dizolvă mai mult, mai ușor propolisul. Referitor la modalitatea de utilizare, ei bine, propolisul, așa cum am spus, fiind un antibiotic natural și antiviral și fungicid, se utilizează atât intern cât și extern. Extern aplicat pe locurile afectate, intern sub formă de picături ca orice altă tintură, în funcție de numărul de kilograme pe care îl are fiecare persoană în parte. Spre exemplu, dacă o persoană are 60 de kilograme, e bine, pentru fiecare kilogram în parte vom folosi o picătură, adică vom administra 60 de picături în decursul unei zile, dar împărțit la 3. Asta înseamnă că vom lua 20 de picături dimineață, 20 de picături după masă și 20 de picături seara, administrate fie într-un pahar cu apă, cu ceai. Am văzut că sunt persoane care aplică direct pe pâine. Personal, noi administrăm tinturile
într-o lingură, jumătate de lingură cu miere și cealaltă jumătate cu tintură. Numărăm câte picături sunt, 20 de picături, amestecăm cu o scobitoare sau o linguriță și în acest fel noi consumăm tintura de propolis. Din punctul meu de vedere, tintura de propolis nu ar trebui să lipsească din trusa cu medicamente, pentru că, așa cum am spus, ea este indispensabilă, un remediu natural pentru foarte, foarte, foarte multe boli, foarte multe probleme și dureri de măsele și afte și infecții, probleme la urechi. Se poate, sub formă de compresie, iarăși, cred că am menționat faptul că se poate aplica și sub formă de compresie la anumite probleme pe care le-am putea avea, răni. Acestea fiind spuse, dragilor, mă opresc aici. Mulțumesc mult pentru atenție și bineînțeles că vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, vă doresc multă sănătate, spor, la treabă să aveți. La revedere!